Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă, bine v-am regăsit la un episod de biliard, unde astăzi suntem și singurei. X-Lader este plecat, nu știu ce face și, nu știu, ați vrea să aducem invitat special, de exemplu, cum mă aduce și el în episoade sau habar nu am. Ideea e că seria de biliard, din păcate, a cam ajuns la capătul puterilor, adică ne-am distrat cu biliard, chiar vreau să vă mulțumesc super, super, super mult. Seria aceasta a reînviat puțin canalul pentru o lună, două sau cât a ținut. Mereu când am pus biliard, ați dat acolo like, v-ați uitat, v-ați distrat, v-ați simțit bine și m-am distrat și mai departe. Au urcat mereu în trending episoadele după mult timp, după care eu nu mai prea intrasem în trending sus de tot în gaming. Nu că ajută cu ceva trending-ul ăla sau așa, pentru tine ca și YouTuber, știi, ca un... ca un accomplishment. E ca o realizare trending-ul, știi? Țin minte acum mulți, mulți ani când urcam în trending-ul mare cu Roblox. Mi se pare că am fost cel mai bine pe 2 sau 3 în trending-ul mare cu Roblox și n-a ajutat la nimic episodul. Adică era tot cam pe acolo, doar că era în trending, atâta tot. Însă, na, mă bucur să văd că un joc de nicăieri a apărut și a bubuit. Însă, acum o să depindem foarte mult de update-urile ce se fac pe joc, cum a fost masa aia cu gheață sau așa mai departe. Pentru că dacă nu avem content nou, na, seria o să se mai ducă, dar, sincer, nu vreau să oprim cu totul seria, chiar dacă nu o să mai prind atât de wow, jocul e distractiv. Adică eu încă mă mai distrez. Deși nu mai joc la sume foarte mari pentru că e foarte nedrept jocul, din păcate, jocul este plin de oameni care folosesc coduri și nu prea merită atât de tare decât pe episoade să ne mai distrăm puțin, să introduc eu bani reali, să joc la astfel de mese și după aia mai dai de niște oameni care folosesc coduri nu prea e corect, că eu bag bani reali și după aia mi-ia cineva cu cod. În fine, nu dau neapărat mereu de codați, dar ca idee, știi, un pic ciudat. Acum, na, sperăm că face ceva miniclip în legătură cu asta, face, nu face, nu știu. Însă, încă nu am apucat să fac opening-ul acela, am 5.000 de cash acolo și trebuie să deschidem în continuare niște cutii, niște surprise boxes. Hai să deschidem, nu știu, mi-a zis că dau eu prea repede click, gen eu cumpăr 3 cutii și deschid doar 2, adică nu înțeleg care-i faza, îmi dă așa o mică gherlă miniclip. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă deschid cutiuțele. Îmi spuneți în comentarii, vă place sau nu vă place opening-ul cu cutiile legendare, dacă nu vă place nu-l mai facem, Shangri-La. Toată ideea e că trebuie să ne maxăm tacurile astea. De ce? Nu știu. Că e mișto să ai multe tacuri puternice, cred? Haba, n-am, dacă știi să joci, poți să joci cu un tac slab. Adică, nici măcar slab, poți să joci cu un tac mediocru, nu trebuie să fie wow tacul. Dar, na, vrem tacurile alea nebune. A treia cutie unde e? Eu nu înțeleg, am deschis două cutii, play again. Gata, mă. Deci dacă dau prea repede, dispare cutia? Ok, ok. Bun. Hai să mai deschidem câteva. Durează foarte mult până le deschizi. Trebuie să-l las eu să facă AFK. Să iau niște eroi box de ăsta. Nici nu știu dacă... N-are rost să iau. Pentru că oricum am destul cash din oferte. Nu ajută cu nimic eroi box-ul ăla. Deci la Q's aici, noi momentan... Foarte enervante sunt ofertele astea. Mai ales când joci un match, pierzi, ești nervos și mai intră și ofertele în față. Ok, noi momentan avem acest tac. Wait, what? What? Este un... Oh my god! Stai un pic, eu acum are li... Holy sh... Stai un pic. What? Deci ideea e că eu mai joc off-camera și mai dau astfel de meciuri la 100 la mișto ca să joc cu Manta. Și eu abia acum realizez că eu am avut tacul ăsta tot timpul? Oh my god! Eu am avut gunoiul ăsta de tac tot timpul. Nu vine să-mi dau o palmă. Nu te cred că am avut tacul ăsta. Eu nu cred, refuz să cred așa ceva. Oh my god! Ok, pentru că eu mă joc off-camera și mă joc doar ca să dau cu Manta. Și acum că am avut tacul ăla, mi-a stricat totul, pentru că eu învăț să dau cu mantă. Ok, dacă vrei să înveți să dai cu mantă, trebuie să știi foarte bine tacul. Trebuie să știi din diferite poziții cât de tare să dai. Și acum că eu am schimbat tacul, okay. Ăsta s-ar putea să meargă pe punct, dar din nou nu știu dacă dăm maxim. Nu, n-a nimerit.
Ok. Era ceva ciudat la tacul ăla, într-adevăr, că dădeam tăricel și tot nu eram de ajuns. Mamă, mamă, nu-mi vine să cred ce am aflat. Ok, nu mai zicem nimic. În fine, trebuie să mă mai joc off-camera, pentru că ușor, ușor am început să prind cât de cât cum se joacă cu manta aia, toată chestia. În fine. Bun, noi avem tacul acesta Thor Hammer, care e foarte puternic, adică un tac mai mult decât ăsta nu prea îți trebuie. Are putere extrem de mare, deci poți să dai și în situațiile în care ți atinge ușor mingea, dacă dai la maxim, tot o împinge foarte departe, pentru că e forța prea mare. Cred că mai merge un level sau două maxim tacul ăsta, cred că un level pentru a-l maxa. Dar știu că mai sunt și alte tacuri mișto, Archangel și mai sunt ăsta Firestorm, unde e aproape la fel la forță. Deși atent, dar e aproape aceeași forță ca ăla, poate chiar mai mare Firestorm-ul. Bă, da, toate sunt cu upgrade. Da, e aproape la fel Firestorm-ul și e level 2 față de Thor, care e level 5, știi ce zic? Dar tacul ăsta deja e de ajuns de bun, doar că trebuie să mă juc eu off-camera cu el, să mă antrenez, să învăț cât de tare trebuie să dau. Foarte important. Jucați cu un singur tac. Și tacul ăsta poate să fie legendar. Dacă știi să joci cu el și cât de tare să dai și joci doar cu tacul ăla, poți să devii foarte bun. Nu contează tacul. Ok. Acum, hai să vedem ce oferte mai avem noi prezente pe aici. Cash nu ne trebuie. 3 legendary boxuri nu ne trebuie, că avem cash gârlă. Ne trebuie ofertă bună pentru bani. Ofertă bună pentru bani. Coins nu vreau. Nici asta nu e bună. Un milion. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu. La 24 de lei, aproape un milion e decent. Nu e rău. Nu e rău. 34 de lei, un milion și ceva. Nu e rău deloc. Nu e rea oferta. Mind-bending. Ok. Nu e rea. 3.000 cash, 5 legendary box, 8 milioane coins, mind bending, nu era oferta. Oferta asta e ultimate, gen, e insane, la 5 milioane îți dă ăla maxat 12 milioane coins, 7.000 cash, 10 cutii, plus 7.000 cash, aș lua oferta asta, mă tentează, dar sunt cam prea multi cei bănuți. Să mă gândesc și ar fi într-adevăr nebunie să oferta asta, dar nu prea merită, adică uitați-vă aici, avem 250 de lei, 8 milioane coins, 3000 cash, adică deja ți ajunge oferta asta, cealaltă nu mai trebuie cash, că deja am. Bine, foarte bine, avem boxuri, avem astea, super, super, super. Dați voi acolo un like, știu că vă place seria, avem 9000 cash, e absolut insane cât cash avem. Deci e absolut incredibil, avem, hai să ne deschidem câteva surprise boxes și după aia trecem la treabă. La mișto, așa că știu că vă mai place să vă mai uitați la opening-uri. Îi dăm repede. Acțiune. Nu ne trebuie zi. În principal ne trebuie, cum se cheamă ăla, am și uitat. Toru. Uite că ne-a picat. Doar că trebuie să deschid foarte multe cutii ca să-l facem noi 20 din 20. Aia e toată chestia. Vreau să spuneți în comentarii. Mai deschidem că poate ne pică bani, zice 200.000 coins, nu prea cred. Cred că nu mi-a picat niciodată 200.000 coins, am deschis multe cutii. Ok. Firestorm-ul e mișto. Deci Firestorm-ul e bine dacă ne pică. Îl facem foarte puternic. Ok. Atlantis. Nu e rău, nu e rău. Trebuie să-l las vreo 20 de minute să se deschidă non-stop, cred. Crystal Blade, ok. Nu e rău. Acum, eu v-am mai întrebat, dar nu prea îmi spune lumea în comentarii. Gen, ce tac e cel mai bun de aici? Deci uitați-vă la toate tacurile mele și spuneți-mi care e cel mai top. Firestorm-ul? Dacă eu am multe de upgradat, am Archon ăsta, îl putem upgrada și are forța maximă, dar n-are timpul și celelalte. Avem Atlantis. Avem Valkyrie, Shangri-La avem. Deci sunt câteva. Uite, am la unele 37. Adică am 37 și la Inferno, Phoenix. Ice Grip-ul ăsta, uite câtă forță are. Ok. Bun, hai să lăsăm noi prosteala. Ne-am uitat la oferte. La minigames aici. Lucky Shot, mă. Bă, n-am mai încercat un Lucky Shot de mult timp. O lovitură norocoasă. Play free, ia. Deci nu am mai încercat. Hai să luăm și noi. Ia. Hai să luăm și noi asta.
S-ar putea, s-ar putea, că eu am, fii atent, am aici Note-ul meu de la Team Galaxy, că eu acum folosesc un Z Flip 3, dar am și Note, Galaxy Note 10 mi se pare că e ultra edit, ai bucata de telefon, și aș vrea să joc biliard de pe el. Singura problemă e că îl pot conecta direct în placa de captură, pot să conectez, bum bum, înțelegi? Dar nu îl vede, pentru că mai îmi trebuie un dispozitiv, care placa de captură intră în dispozitivul ăla și dispozitivul ăla în telefon. Și o să pot să încep să joc direct de pe telefon, o să mă avantajeze mult. Că voi ziceți că nu e bine că folosesc rigla, așa că iau telefonul și în loc să folosesc rigla, îi fac așa. Ia uite-l. Închidem un ochi și ne uităm așa. Tot aia e. Adică, mă rog, aș vrea să facem și niște episoade de pe telefon. Pentru că e mai făinus pe telefon, ecranul mai mic, poți să vezi mai ușor, zic eu. Acum, hai să vedem, dacă noi lovim ceva în genul ăsta. Și acum, nu știu să apreciez că tacul nostru e mult prea puternic. Vezi? Cât de ușor am dat și cât de mult s-a dus. Albastru ăla, colect. Vreau așa la mișto să dăm câteva. E o diferență uriașă. Adică, puțin de tot am dat mai încet și... E ceva de finețe. Let's go. Bun, hai că e full asta. E full, full, full. Open, avem 4 legendary boxes. Ok. Se... Pune aia la loc pe fundal, Archangel, Kraken, Inferno Q. Ok. Tacurile astea legendare sunt prea mișto. Că... Zi. Îți dau banii înapoi. Ok. Păi, hai să vedem ce e asta. Coming soon. Ah, vine curând. Play quick matches and get amazing prizes? Alien Winstreak? Nu cred că e o masă nouă asta. Gen, nu cred că e ceva nou cum a fost aia cu gheață. 15 trophies required. Ok, ok, ok. Hai să dăm un one-on-one. Aș vrea ceva cu mantă. Hai să începem aici prima oară. Hai să dăm direct aici să vedem ce se întâmplă. Să dăm niște mechanes. Aș vrea să dau și un nine ball. Că e fun. Level 25 aici? What? Doar ne uităm aici. Uite așa stăm. Doar ne uităm. Uite-l pe al meu, ce spargere are. Hai, zicem și noi. Îi zicem așa doar. Hello? Good game. Nu, epic game, pardon. Good game. Gen. Hai, că începe al meu. Vreau să văd niște lovituri de alea cu colțul de la gaură. Iată, te-a dat și efect, ok. Eu nu înțeleg verdele ăla cum o să-l bage el. Chiar nu pricep. Portocaliu e blocat, roșia aia. Ah, clasic. O mișcare clasic de altfel. Aha. Omul meu la level 25 joacă. Deci n-ai cum cu el, are 85% win rate. Are doar level 25, adică eu la 25 nu știam nici să dau pe gaură, nici acum nu știu. Omul meu, ia. Și nu bași tu alba acolo? Ia uite-l ce mișcă ea. Ok. N-a băgat. De ce fac cu move-ul ăla e întrebarea? Ce fac cu move-ul ăla? Pentru că tacul nostru e legendar. S-ar putea să intre așa, nu intră. Atunci trebuie să facem un mic trick. Gen, îi dăm așa. Nu, frate, care erau șansele? Come on, am dat frumos trick cu spatele. E GG meciul ăsta. Zici că sunt blestemat să intre alba, bă, băi, din toate zonele, mă, numai acolo a nimerit. A fost frumoasă aia cu mantă, n-am ce să zic, dar... Mă, ăsta nu pare că are cod.
Adică nu înțeleg, a jucat normal. Dar nu e cum să știi, aia e chestia. Ori e smurf, gen are cont mare și așa. Ori chiar are cod, dar nu le dă pe față, știi? Gen cum e la CSGO când ai wall, nu prea le dai pe față, le joci așa. Mă înțelegi? Dar nu părea că are cod. Nu știu, o fi omul prea bun, ce-o căuta aici, nu înțeleg. Și uite așa, mi-a banii. Ok, hai să ne mai răcorim puțin. Call pocket on all shots. Hai să ne mai răcorim puțin la un Shanghai. La banii direct. Am avut o șansă să-i drept acolo, dar mi-a intrat alba și a fost GG. Păcat. Păcat, păcat. Bun. Omul nostru, Mișum. Omul meu dă cu cheia. Hai să-l salutăm așa de început. Dă cu cheia de la ușă, omul meu. Ok. Hai să vedem. Bă, ce frumos sunt împărțite așa bilele. Cred că o să mergem cu plinele, nici măcar nu știu. Ba, ar trebui să mergem cu plinele, actually, da, nu, mă gândeam la goale, dar cred că mergem cu plinele. Nu știu dacă e greșit că merg cu plinele, habar n-am, dar le văd că sunt puse așa frumos. Deși au intrat două goale. Cred că ar trebui să aleg goalele, habar n-am, scam prostovan, hai că mergem cu astea. Bun, Doamne, care m-ai făcut, bă? Cum e posibil, ești nebun? Ia-ți tu plinele atunci. Ia goalele. What the, bă? Cum e posibil să bag alba? Ah, ok. M-a auzit omul și a zis, bă, bă, știi ceva, eu mă răzgândesc și eu dau cu goalele. Eu m-am răzgândit, brodare. M-am răzgândit, o gen. De ce o-i fi dat așa, eu nu înțeleg. Îmi explică și mie ce... Fii atent, tac legendar aici. Dacă asta intră, eu sunt cel mai insane om din lume. Niciodată n-a intrat. De ce am dat... Trebuia să dau cu efect acolo să se întoarcă. Am vrut să dau pe asta move cu mantă, dar a zis că e prea aproape de mantă. Mi-a dat Mișu șansă, bă, și-am ruinat-o. Deși mi-am ales bilele. Hai că vedem acum la el ce face. Albastra aia intră lejer, roșu ăla intră lejer. Ia, o bagă pe-a mea. Na, nu intră niciodată aia. Dă-i cu roșii aia și lasă prosteală. Ia, vezi-l. Bă, ce-a gândit-o omul? Dai cu maroul ăla. Da, acum să te văd. Cât de tare ești, Mișule, cu adevărat. Am albastra aia eu, aia e problema. Acum să te văd, Mișule, ce tare ești, că o să dai random. O să dai la mișto, că n-ai ce să mai faci. Dă-i mantă jos, sau? Da, e prostie ce faci. Mi le-a pus, mi le-a bârca. Ah, hai că îi dăm așa atunci. Îi dăm un ușor. Am crezut că a intrat direct pe gaură. Cred că încheiam episodul. Am putea să băgăm asta ce-i drept și o mișcăm și pe aia un pic. Nu zic nu. Avem o volă, avem portocaliu ăsta. Gen, nu avem de ce să ne plângem. Dacă nici a început episodul bine și am băgat de 3 ori alba, cred. Come on, bă, ce n-ai, bă, mă? Bă, sunt retard înseamnă. Pur și simplu. Non-stop băg alba. What? Cum e posibil? Non-stop. Oricum dau, intră alba. De ce? Bă... Doar mie mi se întâmplă asta sau e ceva comun? Tredat, bă, când dau cu efect, intră alba. Când nu dau cu efect, cred că are prea multă forță tacul. Eu nu-mi dau seama. Cred că trebuie să dau mai încet. Când am dat tare, mi-a intrat... Ia. Fii atent aici cu Mișu, cu tacul lui cheie. Bravo, mă, Mișule, mă. A rezolvat-o cu totul. Bravo.
un match nota 10. Suntem unul mai prostovan ca celălalt, Mișule, dacă te uiți la episod. Deci, no comment. Trebuie să dau mai încet, aia e singura chestie. Dau prea tare. Come on. Dau mult prea tare. Ok. Adică mi-a intrat alba, nu când am dat încet. Mi-a intrat când am dat tare. Phoenix, ia fii atent la femeia noastră. Bă, ce m-ai uimit, iubita. Ia uite-mă cum sunt. M-am îndrăgostit. M-am adăugat și la prieteni. Ia uite, deja mi-am găsit iubita, băieți. Bă, cât de ușor e să-ți faci iubita în 2022. Am dat un meci de biliard și am găsit-o. Pa mea. Bine, acum eu zic la mișto că nu știu că e femeie, doar că are avatar de femeie. Și o cheamă Rava. Ok, și ales plinele. Are maroul la care intră glonț. Albastru la un pic cu probleme. Galbena. Ok, băgăm roșu sau băgăm galbena? Stai că aici e o lovitură decisivă. Băgăm roșu ăla sau galbena? Putem să băgăm galbena și să încercăm să atingem albastra. Nu știu ce să mai zic. Cred că îmi las facecam-ul pe aici, sincer. Ok, deci a băgat galbena. Acum s-a blocat lângă albastru. Roșu nu-l vede. Dă-i în albastru acum, hai să te văd. Ar trebui să intre dacă dai maxim, dar vezi să nu bagi alba. Bă, cum s-au bârâcat bilele alea acolo. Fii atent cum s-a poziționat, fix în linie, n-are, nu vedea roșia. Hai să te văd, iubita. Iubita, dacă ia baga asta e. Iubita, ia. Wow, ia vezi alba asta, glon s-a dus. Bă, sincer, aș vrea să lucrez un pic la... Albastra asta nu prea îmi place mie. Uite, când sunt așa aproape. Dacă eu îi dau un efect dreapta, ce se întâmplă, întrebarea? Nimic. Minunat. Putem să-i dăm portocaliu sau putem să dăm verdele ăsta. Dar o să dăm ușurel verdele, știi ce zic? Gen așa, ușor. Nu e problemă. Niet problem. Am putea să ne jucăm un pic cu roșia asta aici. Măi, dar și la asta măsuri. Mamă, dacă jucăm eu. Îi dăm un pic mai tăricel. Portocalia aia intră. Intră galbena asta. Adică n-ar trebui să avem probleme. Putem să-i dăm un efect ușor dreapta. Și să dăm gen mai tăricel. I-am scos și lui... No! Nu-mi fă una ca asta. Ok, hai că suntem bine. Nu suntem bine. Deci nu te cred... Ah, ba da, mă, suntem bine. Ce-am? Ok. În teorie, ar vrei să putem să băgăm neagra asta. Deci o să lovesc bila și o să-i dau un efect ușor spate, dar nu o să se ducă în spate. Nu știu ce am eu impresia. Hai că s-a dus bine. Și acum ar trebui să putem să băgăm neagra asta. O să alegem dreapta jos. Și acum, dar din nou, eu nu m-am mai intrat cu tacul ăsta, că am avut tacul ăla, aia e problema. Ceva în genul ăsta, îi dăm un efect spate stânga, e destul de tăricel cum se duce. Clasic. Clasic. Aoleo. M-a invitat în club, m-a invitat. Iubita m-a invitat la club. Am băgat neagra, băieți. Am băgat-o și cu mantă, ok. Neagra a fost băgată. A fost băgată cu mantă. N-a intrat alba, dar am greșit gaură. Wow. Să știți că m-am gândit că e posibil să se întâmple asta. Am dat prea tare. Trebuia unghiul mult mai mult pentru viteza aia. Vezi ce înseamnă? Pentru că eu am jucat cu un tac care avea forță foarte mică. Și când tacul are forță mică, tu trebuie să dai mai tare. Acum că tacul meu are forță prea mare, trebuie să dau mai încet. Deci mi-a ruinat tot. Ok. Deci, trebuia unghiul mult mai mare acolo la cum am dat. Wow. Ok. Hai să...
Hai să dăm un 9 ball. Am jucat mult pe Miami, sincer să fiu cu voi. Deci chiar am jucat mult pe Miami. Pentru că intru pe Miami, dau la 100 și joc cu Manta. Știi? E tare rău. 9 ball, e tare rău. Hai, faci un golden break. Se pare că nu. Deci dacă nu știți 9 ball, trebuie să bagi bilele în ordinea de sus, în ordinea cifrelor. El de acum trebuie să bage 2-ul. Dacă din greșeală a băgat 9-le, a câștigat meciul. Da? Uite că acum dacă intra 9-le ăla, era GG, am pierdut. Dar trebuie să atingă bila. Deci a trebuit neapărat să atingă bila asta. Știi, cam mai e toată chestia. Adică, eu acum dacă vin și dau cu ăsta în galben și bag, câștig. Nu o să facem asta că nu știu așa bun. Sau uite așa. Ceva în genul ăsta. Și acum 9-le dacă intra. Uite, aproape a intrat. Era GG. Gata, încheiat meciul. Problema e cu roșu ăla, că n-ai ce să-i mai faci. Dar. Eu am atins roșu ăla. Deci dacă intră vreo bilă. A intrat vreo bilă? A dispărut o bilă. Unde era aia mov? A dispărut movul după masă. Ești nebun? Ok, hai să dăm una cu mantă mișto. Frumos. Clean. Aș fi încercat-o și pe asta cu mantă, dar ne bate în joc de bani, cred. Că trebuie să mă mai întrezi off-camera și să mă întrezi cu tacul care trebuie. Avem 7-le, adică putem să-i dăm un efect ușor în față. Avem 7-le, avem 8-ul, avem 9-le. Meciul ar trebui să fie al nostru, adică ar trebui să fie cam GG. Ok. Putem să-i dăm un efect ușor în spate. Dacă bag 9-le aici, am câștigat. GG. Nice! Wow! V-a plăcut? V-a plăcut? Nu prea? Ok. Bun, level 185. Umilit. Bine, nu chiar. Cred că m-a lăsat să câștig, sau nu știu ce a făcut acolo când a dat cu albastru și a ratat. Nineball ăsta e foarte greu. Pentru că dai de multe meciuri unde bagi toate bilele. Adică ai ratat odată, cam GG. Ok. Bun. În continuare e întrebarea. Turneu, no guideline. Bă, grele rău astea cu no guideline. Hai că încercăm una, dar știi care e faza la no guideline? Standard. Nine ball. Standard. E nine ball, ok. Nu o să joc la mulți bani pentru că îmi bag joc de bani, efectiv. O să pierd most likely. Gen, dacă ne bagă la o masă mare, sunt unii experți care joacă foarte bine. Și acum noi o să jucăm no guideline și o să dăm și cu mantă. Level 19, clasic. Dacă ăsta mă bate și dă mai bine ca mine, eu mă las de joc. Gen. Mă las de joc, efectiv. Joacă spargerea asta, gen. Ok. Not bad, dar o bilă totuși. Bun, deci este 8 ball, nu mai are treabă cu... O, 20 de mii jucăm. Fii atent aici, una mișto cu mantă. Era să bag neagra. Bă, aproape că intra aia. Aproape. Am dat? Trebuia unghiul mai mare. Ia uite-l pe al meu! Wow, level 19 și cu manta. Cum aș zice eu. Fii atent, level 19. Wow. Mă, ăsta are ceva? De le dă așa, nici nu le gândește, nici ne apare. Ia. Ok. Acum vreau să te văd. Deci eu acum... Ia. Cum o mângâie așa, bă. Niciodată nu o să intre aia. A băgat neagră. Bravo, tată! Ne-am jucat de toți bani. Guestul ăsta a lovit de toți banii. Bravo, fac și level, că am bătut level 19. Asta ce înseamnă skill. A zis eu cu botul, ești prea bun, bați level 19. Level up, tată. Level up, că e jalete.
Selan! Cine, bă, mă, nu joacă nimeni la masa asta? 200! 200! Wow, wow! De ce nu s-au mișcat bilele, gen? Ok, cred că n-a dat efect de aia. Lasă-l, mă, pe Selan să-și facă de cap, ia. Nici măcar nu joacă. Deci, efectiv, o să ies din meci. Ah, hai, care a venit? Bă, a băgat. N-am ce să-i zi, uite-l ce tacare. Zici că e tacul de joc eu cu X-Slayer în viața reală. Da, e cu un efect spate să scoți ele de acolo. Nu? A, ok. Gândește omul meu pe 200. Bă, cât le gândește. 200 e ca și cum am jucat noi în viața reală un meci de biliard pe 50 de bani. Ceva de genul ăsta e. Bine, uite, dacă tu ești băiat de treabă, îți arăt eu cum se dă. A, stai că și ales deja bilele. A, ok. Stai un pic. Vrei să încercăm una cu meantă? Nu știu cât de mult e unghiul. Oh, frumos, frumos, frumos. Stai să-i facem... Frumos. Cum bag eu bila? Bine, eu pot să bag bila asta. Dacă îi dau ceva în genul ăsta și dau... Cum n-a intrat? What? Și intră... Mamă, intră alba, doamne, doamne. A fost prea mare unghiul. Fii atent că joacă Selan acum, dă toți banii, joacă. Ia atent cum le-a pălea puse acolo, ia. Așa aproape. Merge, merge. Ia, arată-mi puterea ta. Nici o putere. În loc să-i dai una să sară de pe masă. A, gândit-o el, bă. Omul meu Selan a gândit-o. Ia uite ce romantic, da. Vai, vai, vai. Hai să... A, galbenea e dreapta jos. Sau carambol cu albastra, dar e insane de greu. Să dai tu și cu galbenă și cu albastra, carambol. Ceva de genul, cred? Da, nici eu nu mă pricep, nici el. Bun. Dă-i mă una așa, stăm să ne milogim de ele să intre. Dă-i una putere, rău de tot. Nu văd galbenul ăla că era glonț. Ăsta... complicat, rău de tot. La unde e alba? A dispărut alba de pe masă. Mamă, mamă. Când joc și eu frumos dispare alba. Am băgat alba de două ori, cred că deja. Mă, zici că e un blestem. Când dai tare, intră alba. Ia. Crezi că o dă pe gaură. Ce-a fost asta, gen? Mi-ai lăsat-o să-i dau glonț. Joacă pe asta. Dar... fii atent. Oh, cum? N-a intrat! What? N-a intrat? Nici nu m-am gândit că nu intră. Aoleu, am dat prea tare. Băi, sunt maniac să dau cu putere. Hai că nu intră asta, vărule. Tu compari tacul ăla cu puterea mea de tac. Forța României. Bun, o să dăm un efect spate-dreapta. Îl dăm mai tăricel ca să prindă efect. Ia uite-l cum l-am pus. Ganță, așa se numește. Acum asta ar trebui să intre în teorie, dar... Fii atent. O să-i dau un efect stânga sus. Bila se duce așa. Se lovește aici și lovește așa, da? Joacă efectul ăsta. Stânga sus, am zis, nu în față. Stânga. De ce în față? I-am dat și efect maxim. Stânga, omul meu. Trebuia să-i dau... What? A, l-așteptam pe el.
am băgat de 3 sau 4 ori alba. Eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Doamne, doamne, doamne. Stânga era efectul. N-am dat destul de tare oare? Hai mă, că nici ăsta nu știe să dea. Asta ar trebui să intre, să dea albastra la o parte. Cred că mă bate ăsta, actually. Nu știu ce să zic despre asta. Oh, ai și tu același blestem ca mine cumva? Bun, bun, bun. Bă, în teorie, lovitura e ușoară. În practică, not really. Poate dacă mă Omul meu nici nu mă lasă să joc. Am înțeles. Hai să ieșim de aici că mă doare capul de la nou guideline-ul ăla. Mă doare cabeza. Credeți-mă, băieți, că mă doare cabeza. Dă-mi una cu manta mișto. Doamne, doamne. Bă, toată lumea are 20 astăzi. Ce caută ăsta la 20 aici? Că abia ajung eu care am băgat bani. 86, omul meu. Doamne. Doamne, care m-ai făcut? Stai să-i zicem good game, că e deja... S-a terminat meciul ăsta. Mă, nu are cod. Ceva e suspect aici de au ei win rate așa mare. Adică, ori e cont secundar și pe principal joacă super bine, ori are cod, dar nu-l dă pe față. Asta bănuiesc eu. Adică le joacă așa, la gaură, dar le știe. O fi cam eu level prea mic, dar n-are treabă. Uite cum joacă, e insane. Stânga jos acum, aia ar trebui să fie relativ ușoară. Le dă pe gaură la maxim, parcă vă cădă. Adică ăsta a fost un match retardat. Pur și simplu. De ce îmi dă mie? Adică, explicați-mi următoarea chestie. De ce nu îmi dă un player de levelul meu cu win rate 50% cât am și eu și mi-l dă pe unul care are alte conturi și are win rate insane? Adică explicați-mi. Nu are sens, pur și simplu. Bag banii reali și îmi dă un adversar retard, care n-are nicio treabă cu mine. Ca și cum mă joc CSGO, eu sunt silver și mi-l dă pe unul eagle sau habar n-am, un rang mult mai mare. Nu e corect, pur și simplu, nu e corect, nu e corect. Nu înțeleg, că nu contează cele, poate să aibă level 1. Dacă are win rate insane și e de pe alt cont, adică că jocul știe, mă, ăsta e foarte bun, că are win rate mare. Crede că îl bat eu ca level mai mare, dar am win rate mai mic? Nu înțeleg logica. Pur și simplu e japcă pe față, adică ți-a banii. Pur și simplu. Ok. Hai să mai dăm unul, ce să mai facem? Dar dacă îmi dă iar level 20, eu îmi bag piciorul în el de joc, pur și simplu. Nu e corect. 60. Abdullah. Lasă-mă și pe mine să sparg măcar. Ah, ok. Clasic. Ăsta e mai decent, ăsta e mai decent. Ce le gândește omul nostru? Ce aș alege eu aici? Cred că goalele? Sau? Goalele par să fie în poziții bune. De când mă rog ăla într-o poziție ciudată, în rest merg și... Ce-a făcut mă ăsta aici nebun? Ce-a fost asta? Nici nu știu ce s-a întâmplat. Mă lași și pe mine să joc genul, sau... Sau ești șobolan? Ce tac are omul meu! Ok... Are verde, roșu și s-a terminat meciul.
Wow, wow, wow. Un match de top. Tare curios sunt cum bagă el neagră aia. Stânga sus. Hai să te văd, Abdullah. Da. Ok. Bun, 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 bun. Ce bilă e complicată la noi. Aș zice galbenul ăsta. Hai să-l scoatem noi de aici, gen. Hai să scoatem noi gălbejala aia. Portocaliu ăla mai e un pic dificil. Asta ar trebui să intre fără nicio problemă. Hai să vedem. În teorie ar trebui să pot să bag toate bilele. Da, portocaliu ăsta e un pic dificil. Nu zic nu. Chiar putem să le dăm ușurel că e tacul puternic. Cam ăsta e avantajul când ai tacul forță mare. Aș vrea un efect ușor în spate. Dacă nu dai tare, mai mult îl încetinește. Și acum e întrebarea, vreau roșu sau vreau albastru ăsta? E întrebarea întrebătoare. Știi ce zic? Cred că vreau verdele. De ce am dat așa încet e întrebarea? Doamne, pupați aștălpile tale că m-ai salvat cu tacul ăsta. De ce am dat așa încet? What? Până și ăla e uimit. A zis, l-am făcut pe prost. Ok. Îi dăm un efect ușor față. Am făcut o eroare aici. Pentru că bila noastră se ducă jos. Dacă roșu era mai în spate, era GG pentru noi. Am făcut o eroare destul de măricică. Bun. Nici măcar nu mai calculez. Du-te cum vrei, doar du-te. Că scot eu neagra aia, cum o fi. Ar trebui jos mijloc și nici să nu discutăm măcar. Da? Clasic. O mișcare clasică la Irafael. Ce vreți mai mult de la mine? Mai explicați-mi. Îți pui mâinile în cap. A intrat Alba, am pierdut tot. Explicați-mi cum nu mai bag Alba. Bă, să-mi explice unul cum nu fac. Trebuia efect, nu? Dar nu m-am mai gândit. Am dat prea tare? Nu. Trebuia efect. Doamne, zici că sunt blestemat, bă, salvați-mă unul, vă rog. Spuneți-mi, bă, ești retard. Dă-i cu efect când dai, fă-i ceva, dă-i mai încet, dă-o strâmb, dă-o... Mă rog, ideea e că am câștigat, da, am băgat Alba, dar gen în teorie am câștigat cum ar veni. Adică n-am ratat la gaură sau... A fost ok. Chiar dacă am pierdut banii, oricum o parte îi luăm înapoi. Bun. Nici nu știu de cât timp jucăm, filmăm. Call pocket on all shots. Hai să jucăm și una mai mică, așa să le jucăm cu manta la mișto. Call pocket on all shots. Nu. Vreau... Bă, dar toate sunt call pocket on all shots. Dă-mi o masă mare unde pot să joc oricum. Asta. Hai să jucăm asta la mișto, așa. Să ne mai dăm și cu manta, să ne jucăm un pic. Mamă, mamă! Ce farez are al nostru! Hai, salut! Știi deja cum stă treaba, n-are sens să-ți mai zic eu nimic. Wow. Cum s-a întâmplat asta, nu înțeleg. Aditya. Mamă, vezi ce... Dar nu cred că e legendar al ăstuia, sau? Al ăstuia nu cred că e legendar. Hai să ne curețe masa, ca după aia să-i dăm și noi frumos cu mantă. Sau curăță omul meu toată masa și ne și bate. Pare un pic dificil, dar hai să vedem. Iaia?
Asta vreau să văd. Ia, vreau o mantă mișto. Nu vrei nouă? Ok. Doar la gaură atunci. Eu i-a zis omului Epic Game, dar... ăștia nu fac Epic Game, aia e problema. Bă, cum le-a pus pe ăstea aici. Ce putem să dăm și noi mișto cu mantă? Stai un pic să analizez situația. Nimic, aia putem să dăm mișto cu mantă. Să-mi bag piciorul. Aici n-ai ce să faci. Aici n-ai ce să faci. I-am băgat-o pe al lui, cred. Am băgat și neagra. Aplauze în chat, în comentarii. I-am dat cu mantă, am băgat neagra și am băgat-o și pe al lui. O dai? Vreau să mai dau încă unul, că vreau să dau una mișto cu mantă, așa să le jucă. Dar nu dau de știu de cine, să facem un Epic Game ca lumea. Are numărul de telefon, omul meu. Epic Game, ok? Dai un Epic Game sau... Bă, știi care-i faza? Când joci la masă mică, parcă nu mai e bine. Că dacă joci pe puțin bani și le zici Epic Game, ba, dai de aia slabi care nu vor sau nu înțeleg. Dacă e masă mare, nu vor Epic Game, că sunt mulți bani. Dă-i și tu un Epic Game dacă ești tare în clanță. Să ne distrăm. Hai că merge și carambolul la Epic Game. Wow, mai uimit cu lovitura asta. Dăm cumva la gaură? Dă-i la gaură atunci, dacă așa vrei tu să joci. Fiecare joacă cum vrea, dar ziceam și eu să facem ceva mișto, un show. Nu vrea omul nostru. Dă-i la gaură. Ok, ai galbenul ăla. Ok, albastru. Depinde cum ți-o poziționezi la portocaliu acum. Asta cred că e cu rigla ca mine și de la 3 cm. Ia. Wow. Bă, tu mi-ai arătat că ai putere în brand. Hai să vedem neagra aia. Trebuie să dai cu un efect ceva, nu știu. Nu o prea mai convins. Dreapta sus. Și ești tu sigur că nu intră alba aia? Aoleu. Bravo, frățic. Hai mă, una mișto cu mantă. Vreau să facem și noi show, să facem ceva. Bă, e cam riscant asta să o dau cu mantă. Ziceți că intră? Ia stai așa să vedem. Ah! What? Am băgat ceva. Ia! Mamă, intră sus aici. I feel pumped. Te spargi de râs. El se simte pumped. Hai mă, lasă-ne cu prosteala. Ia stai așa. Dacă eu o dau ceva genul ăsta. Da, o dau tăricel. Ce se întâmplă? Not bad, actually. Acum. Asta dacă noi o dăm așa. Și o dăm tare. Ta, ce prosteală. Mai tare trebuia. Am fost unghiul prea mare. Oricum neagra aia n-ai ce să-i faci. L-am pus în capcană. Sigur. Nice. Ok. Putem să încercăm roșia sau putem să încercăm verdele, dar e insane. Trebuie să nimerez din unghiul ăsta. Ca eu să nimerez din unghiul ăsta trece ceva în genul ăsta așa. Aha! Fix pe colț! Come on, și calculasem. Mama, mama, e prea puternic tacu, aia e problema. Tacu e foarte, mamă, dar cum mi le astup. Fii atent cum mi-am astupat gaura.
E prea puternic, tacu, bă, ești nebun. Ia să ia stop gaura. A vrut și el să joace o mantă, ceva, bă, nu dau. Explicați-mi unde mă duc să dau de unul care joacă cu mantă. Standard. Gen la 5.000? Dacă eu dau la 5.000, jucăm și noi unul cu mantă. Atât. Un match cu mantă vreau. Unul. Să ne distrăm, să ne simțim bine. Îi dai Epic Game? Fă-i ce vrei, doar dă-i un Epic Game. Ok. Not bad. Dar aici nu mai am nimic de făcut. Ba, mamă, dacă loveam roșia aia. A, era să bag roșia, mamă, mamă, mamă. Era să bag roșia aia cu mantă. Holy. Sunt nebun la creier. Asta n-ai ce să-i faci. Asta greu de tot. Trebuie mai maxim. Nici maxim nu intra. Nu, 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 ok. Hai mă, Diana, știi să joci cu mantă sau ne batem joc și dăm la gaură? Nu mă dezamăgi, te rog. Ai level 50, come on, m-au bătut aia cu level 20. Ia uite-o pe a mea. Iubita, ne trezim și noi? E din Montenegro, iubita, haide! Cred că a dat la gaură. Bă, băgat-o și pe a mea! Dăm la gaură, nu e problema. Păi și pe 5.000, mă, bă, nu vă înțeleg. Oh, ok. Ne-a rezolvat cu totul. Nu, cum dau de oameni care să joace la comanda? Și asta vreau. La comanda. Am zis că, bă, jucăm pe 5.000 bani de nimic. Come on. Ok, poate pentru ei era o sumă foarte importantă și 5.000. În fine, la breakneu cât avem? 5.000? De ce, dar nu prea. Ok. Dacă v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like, o să revenim noi altă dată cu masa nouă sau ce se mai adaugă, update-uri, sau poate jucăm normal. Nici măcar n-am încercat tacul ăla pe care ni l-a dat din ofertă. Însă e distractiv jocul, o să mă mai joc off camera și încerc să învăț cu mantă și de data asta nu mai greșesc tacul, adică joc cu tacul meu care e bun. Și dacă mă mai joc, dacă bag câteva zile așa, bum, 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 încep să învăț. Că deja vedeți că, zic, cât de cât le dau, trebuie, acum m-am prins eu cum înveți să joci cu mantă, jucând foarte mult cu mantă. Încep să înveți unghiul în funcție de putere, știi? Dar neapărat trebuie să joci cu un singur tac. Și eu am jucat cu tacul ăla care era Morsania. În fine. Dacă v-a plăcut episodul, lăsați un de like. Ne vedem la viitoare. Po!